Plecăm din Lescovița, către Baziaș. Mulțumim pentru cafea și strâmbul domnul Dan. Mai avem 4 km până la Baziaș. Practic de aici începe, de la Baziaș începe Dunărea, intră în țară. Dar aici e revărsarea fluviului, formând ca un lac, practic e tot apa Dunării. Vântul bate foarte tare, deplasarea este destul de îngreunată. Dincolo de lacul ăsta începe Serbia. De fapt continuă Serbia, că tot ne-am deplasat de lucrare frontierei, încă de la Triplex. Aici este localitatea Bazi. Aici este locul unde intră Dunărea la noi în țară. Și de aici începe traseul de altă Dunării. Traseul foarte frumos, care se mai numește și Crisura Dunării. Facem o pauză de masă la restaurantul Tarabostes din zona Coronini, cel mai renumit loc de popas și de mâncat un borș adevărat de pește aici pe Crisura Dunării. Se zice că aici în Crisura Dunării vântul nu bate decât de două ori pe an. 6 luni despre Serbia, 6 luni despre România. Treaba-i bună. Dăm în continuare. Noi suntem sănătoși. Merge, merge pescuitul! A, să fie fir întins! Dunăre, Dunăre, nu fără pulbere, ci fără zăgare.
secaș, inima-mi secaș, inima-mi secaș. Unii cu bicicleta, alții cu vaporul. Treaba mai bună. Drum fără cărare n-ai văzut în cale, Părinț Constantin, n-al ca un partin, Părinț Constantin, n-al ca un partin. Aceasta este cetatea medievală Tricule sau Tricule. În ziua de astăzi se mai văd doar două turnuri ale cetății. Al treilea nu se vede decât atunci când apa scade foarte mult. Și toate acestea s-au întâmplat ca urmare a amenajării hidrocentralei de la Porțile de Fier, când a crescut nivelul apei și cetatea a fost scufundată. Astăzi se mai văd doar două turnuri din trei.